Mai mulți copii și tineri din țara Făgărașului se vor bucura de bani pentru a-și aprofunda cunoștințele în domenii precum știința, tehnologie, inginerie, artă și matematică. Prin generozitatea celor 15 susținători ai Fondului Științesc cu ediția 6-a, Fundația Comunitară Țara Făgărașului acordă finanțări în valoare de 117.706 lei pentru 12 proiecte educaționale interdisciplinare care vor fi implementate în perioada 18 iulie 2022-14 aprilie 2023. Fondul Științescu este o mișcare națională care încurajează pe cei pasionați să le arate copiilor prin experimente, activități practice și joc, acea latură a disciplinelor științifice care cu greu poate fi descrisă în manuale. Științescu, a cărui menire este să-i ajute pe copii să descopere sensul ultim al științelor, le oferă mentorilor, profesori, elevi, studenți, profesioniști din toate domeniile, finanțări, resurse, îndrumare și sprijin. În ediția a 6-a a Fondului Științescu vor fi finanțate anul acesta 12 proiecte. 6 dintre aplicații vin din partea unor grupuri de inițiativă, ceea ce ne bucură foarte mult. Aceste proiecte sunt RoboKim, Up, Back for More, Natural Beauty, Story Lab, Un gram de artă sub lupa științei și ABC-ul învățării typing-ului la clasele primare. Iar 6 dintre aplicații vin din partea ONG-urilor din țara Făgărașului. Aici vorbim de rețea cu Științescu, tehnologii vechi și noi, caravana experimentelor, apa e viață, start robotica și frumoasa verde. Ne bucurăm că multe dintre proiecte sunt continuări ale proiectelor din edițiile trecute, dar ne bucurăm că avem și mai multe grupuri de inițiativă anul acesta, chiar și din partea elevilor. Majoritatea proiectelor se desfășoară în școlile din țara Făgărașului. Iar prin generozitatea sponsorilor am reușit anul acesta să finanțăm toate proiectele aplicante la Științescu ediția 6-a. Proiectele se adresează copiilor și tinerilor cu vârste între 6 și 19 ani din orașele Făgăraș și Victoria, precum și din comunele Bărcut, Cobor, Lisa și Recea.